Bună seara, doamnelor și domnilor, suntem din nou în direct. Invitatul nostru de astăzi este Iurie Cibotari, consilier municipal Cahul. Bună seara, Iurie, mersi mult că ai venit. În începutul lunii a avut loc ședința Consiliului Municipal, a fost o ședință destul de, cu multe întrebări, destul de lungă ca ordine de zi și destul de scurtă ca și timp de desfășurare. Cum a apărut ședința, ce s-a discutat? Erau multe întrebări, aveți perfectă dreptate, dar majoritatea întrebărilor sunt întrebări tehnice, adică cu terenuri, cu autorizații pentru construcții, adică nimic, să zicem așa, deosebit. Și din motivul ăsta aș fi fost petrecut foarte rapid, că nu au fost probleme mari de discutat, doar... Da, era raportul magru, privind activitate, timp de un an, subiect serios. Da, foarte serios și l-am ascultat. Domnul primar a expus tot ce a avut de spus. Asta e. Adică, dacă cineva credea că lucrul în Consiliu și ședințele trebuie să fie numai decât un show care să dureze mai multe ore, nu cred că este așa. Deci, lucrul Consiliu este mai mult un lucru tehnic. 80%, cum spuneau colegii noștri mai experimentați, că 80% sunt întrebări tehnice care nu ai ce discuta acolo, doar trebuie să iei din niște decizii colegiale și atât. Am văzut început mandatul, era așa mai vesel, mai intrigant, cum ar fi ședința la Consiliul Municipal. E dreptate. Până când colegii nu se cunoșteau unul pe altul, știți cum mai încerca cineva să influențeze opinia altui grup de colegi. Acum s-a închegat deja o majoritate care poate decide și nu mai ai ce discuta aici. Chiar nică majoritate, da. Că în martie am avut doar o situație incertitudine, ședința oprită în mers. Nu, da, aveți dreptate. Acea ședință a fost una foarte interesantă, că au fost și subiecte foarte interesante care țineau de întreprinderi municipale și probabil pentru cineva a fost o miză mai mare. Deci aici, de fapt, merge vorba de o chestie tehnică, deoarece legislația impunea pe noi să aprobăm acele modificări la statutul pentru întreprinderi municipale, să aprobăm componenta Consiliilor Municipale, a Consiliului de Administrare pentru aceste întreprinderi. Și nu știu de ce colegii atunci s-au opus decizii date, dar, mă rog, decizia de formare e nu este una formală, dar deja a câtea ședință este suficient major, sunt suficiente voturi pentru a lua decizii pentru orice întrebare. Da, la ședința asta am văzut că era un ordine de zi rapoartele de activitate a întreprinderilor municipale și a fost audiată, dacă nu mă înșel, doar un raport de activitate a întreprinderii municipale de construcție a drumurilor, de anumire lungă. Da. Și iarăși directorul l-a prezentat raportul de activitate. Da. Deci, dacă ați observat, da, într-adevăr, au fost puse pe ordine de zi mai multe întrebări care au fost, la începutul ședinței, au fost scoase din ordine de zi, deoarece la unele întreprinderi, cum ar fi întreprinderea municipală, gospodărie comunală, cotiv și piața centrală, deci nu au fost, așa și nu au fost, deci la gospodărie comunală, cotiv a fost o decizie de corectare a deciziei precedente în ce ține de conținutul statutului, dar la întreprinderea municipală Piața Centrală, deci au fost probleme cu înregistrarea modificărilor în statut, deoarece necesita, din punct de vedere legal, ajustarea capitalului statutar la o valoare anumită, decizia care a fost luată tot la ședința dată, pentru a fi modificată și ulterior, după ce o să fie introduse aceste modificări, deja va fi adunat Consiliul de Administrare, vor fi primele ședințe și după asta deja vor fi audiate în Consiliul de Administrare rapoarte, ulterior să fie prezentate Consiliul Municipal spre audiere. Da, unul dintre cei care ne urmărește acum întreabă, vine cu întrebări, eu o acord numai decât, de ce echipa
pas nu a ieșit cu susținerea primăriei Cahul în urma declarațiilor deputatului Vasile Bolea. Era una dintre subiectele care vroiam să le abordez, dar văd că mi-o ia înainte. Nu, la Consiliu noi revenim, evident. Cum v-a părut în genere declarațiile și am înțeles că mai mulți primari se plâng pe astfel de tot felul de interpelări de la... E o decizie foarte stranie și o presconferință foarte stranie, sincer, nici nu m-am așteptat la așa ceva. Pentru mine personal, deși nu mă privea poate pe mine direct, că nu sunt eu factor de decizii, dar mi s-a părut cam jignitor un pic, știți, cum... Bun, nu ține doar de declarația în privința inițierii controlului. Sigur, că domnul primar s-a expus pe tema aceasta, orice control este binevenit și este ok, adică să se petreacă controlele, dar perioada poate a fost aleasă cam nu chiar potrivit. Știți foarte bine că este o luptă foarte aprinsă politică la nivel de țară și aceste controle care, cum s-a declarat că au fost inițiate în mai multe primării, și care vizează doar o parte, hai să zicem, din eșterul politic, este cam stranie această decizie, deoarece este un fel de element de presiune, probabil, pentru primării. Eu cred că nu este binevenit așa poziție. Dar... Și Consiliul este vizat. S-a spus că în oraș Cahul s-a făcut numai două drumuri în centru și restul sunt stare deplorabil. Păi de asta și vă spun că... Nu poate cineva crede în situația dată care nu mai fost în Cahul de mult. Știți, mi se face așa o... Este un deja vu. Pentru mine, dacă țineți minte declarația aceea președintelui PSRM cu electoratul paralel, deci este cam de aceeași măsură declarații de genul ăsta. Orică au fost prost consiliați, domnul deputat orică nu a fost informat corect, orică, nu știu, orică decizia a fost una proastă pentru, declarația a fost una proastă. Din câte am înțeles eu din emisiunea de ieri a domnului Dodon, probabil ei au vizat doamna președinte. Adică care i-a și întrebat scopul efectuării controlului. Dar ținta a fost probabil aleasă foarte, foarte prost, că ați văzut și reacția cahulenilor. Ca să vedem ca imagine. Toate postările care au fost pe tema aceasta și declarațiile și domnului Bolea, și domnului primar ca răspuns, deci au acumulat sute de reacții din partea cetățenilor noștri care n-au putut să nu se expună pe marginea problemei date, sute de comentarii și toate, apropo, pozitive. Eu cred că este un semn foarte, foarte bun pentru activitatea domnului primar. Totuși, reacții oficiale din partea... Bine, în primul rând a consilierilor, nu prea am văzut, doar un lider, așa cum să spunem, politic, primar, am manifestat mai... Cum spunea domnul primar, unii preferă să lucreze, dar nu să vorbească. Probabil și aici merge vorba că nu-i fie dat mare atenție acestor oameni care nu au niciun respect față de alegătorii care locuiesc în această regiune. Dar vor fi reacții? Bănuiesc că da, că știți, nu este ok când cineva consideră că nu se face nimic, dar în realitate nu este așa. Și reacția probabil că o să fie, dar vedeți și cam timpul e la noi ploios, poate că și asta un pic încurcă pentru manifestații reacțiilor din partea reprezentanților din PAS, dar, în fine, decizia le aparține oricum, dar nu cred că aceasta va fi rămasă nevăzută. Am văzut că a scris tot un comentariu dintre cele multe. Întrebarea e
Ce face ca consilier municipal să vă implicați în discuțiile astea pe Facebook, da, în comentarii? Sincer, eu nu particip în discuții dar nici nu am participat niciodată ca consilier municipal. Eu particip în discuții ca cetățean simplu. Da, dar informați mai mult aveți decât simplu cetățean. Sunt sigur. Cont că comisii sigur, acces da. La... Sigur, dar știți cum... Sunt niște momente când nu poți să nu te expui. Sincer, știți cum, declarația că precum că e ca după bombardament, mă scuzați, da, este valabil, într-adevăr, noi nu spunem că nu sunt probleme. Probleme sunt și ele sunt majore. Dar aceste probleme nu sunt rezolvate din cauza că nu se doresc să fie rezolvate. Domnul primar tot spunea că dacă ați fi vrut să fie rezolvate problemele la noi, ați ne-apropiat cu mult timp înainte și să întrebați ce probleme sunt ca să putem să le rezolvăm împreună. Dar aici, știți, se face o declarație bombă, parcă se aruncă o bombă în societate. Nu era bombă, nu știu și nou dacă a reacționat. Nu cred că suntem probabil mediatic cumva separat de Chișinău. Și știți, pentru noi, eu cred că mulți cetățeni au avut o reacție de asta adversă, știți, adică cum, mulți nu pot să-și stăpânească emoții pentru că nu este ok. Într-adevăr, mult timp deja cât este și domnul primar în funcția dumnealui, s-au făcut schimbări. Și nu numai doar din cauza că din buget ceva a venit suplimentar, dar din poziția și dumnealui. Dacă țineți minte, administrații precedente au fost menținute situații prin oraș, prin așa numită plombare. Aceste plombe se țineau fix până la prima ploaie. Adică erau o risipă un pic de bani. Și aici este o atitudine altă atitudine. Un pic gospodărească. Da, dacă se face reparație, se face de întregul, să nu mai apară necesitatea de a repara acest drum de mulți ani. Plus, dumneavoastră știți că sunt multe sectoare din drumuri care vor fi cumva atenți de proiecte care sunt pornite de modernizarea infrastructurii apeductelor și canalizării. Și evident că nu este niciun sens să investești în sectoare date, înțelegând chiar și că asta provoacă niște nemulțumiri din partea cetățenilor. Dar va fi o risipă de bani, investiția în zone, acolo unde sunt deja pornite proiecte de reabilitare a infrastructurii. Da, cred că este, va fi peste un an, doi, de când noi le așteptăm de mult cu da, un an, doi. Da, perfect dreptate, într-adevăr, mulți din cetățeni, și noi, apropo, ca cetățeni și ca consilieri municipali, nu avem, poate, suficientă răbdare, dar, cum să vă spun, deci sunt proiecte unde cifra se ridică cu 10 de milioane. Și noi nu le avem acești bani. Dacă am fi avut acești bani undeva nelimitat, clar lucru că puteau fi pornite lucrările a doua zi, cum să spun. Dar aceste lucrări vor fi pornite în urma contractării anumitor proiecte internaționale, cu susținere, cu granturi, cu componenta de grant. Și sigur că orice finanțator are condițiile lui. Trebuie să întrunești mai multe condiții. Trebuie să parcurgi un anumit proces ca să obții această finanțare. Și aceste proiecte nu pot fi realizate într-o zi. Abia acum, dacă ați observat, la ședința Consiliului Municipal care a avut loc, noi am aprobat partea de cofinanțare din partea municipiului Cahul pentru proiectul reabilitare zonei străzii Grivite, Dunării, Nufrolau. Este un proiect care costul lui se ridică la 70 de milioane de lei. Noi nu avem acești bani. Și sigur că dacă ai un proiect care îți aduce 30-40 de milioane de lei gratis, cum s-a spune, adică componenta de grant, sigur că trebuie să lupți pentru obținerea acestui proiect, deoarece banii aceștia nu-ți dă nimeni. Și dacă este nevoie să aștepți o perioadă sau să execuți să parcurgi o anumită cale pentru a obține acești bani, nu avem decât să o facem. Putem doar să-i rugăm pe cetățenii noștri, doar să aibă un pic răbdare. Eu sunt de părerea asta că, da, într-adevăr, noi
cam se întinde perioada aceasta, dar nu avem încotro. Deci dacă dorim într-adevăr să realizăm acele proiecte care sunt, noi nu avem decât să parcurgem acea cale care este necesară. Putem luăm o mică pauză, un reportaj realizat de noi ceva timp în urmă. Ieri este vorba despre ferma unui tânăr din Cahul. Ieri această fermă, această construcție, seră care face Victor Voina din sticle, a fost practic distrusă de ploile abundente și munca aceasta a fost, trebuie reluată de la început. Vedem cum a fost, îi urăm succes și să reabiliteze în cât mai scurt timp ceea ce face. Revenim după pauză. A fost așa o revelație pentru mine. Eu am zis că dă să văd dacă o să meargă. Am avut norocul să fiu în rândul beneficiarilor din cadrul proiectului Eu for Cahul. Este un proiect în derulare, să sperăm că până la finea anului vom finisa toate lucrările de construcție, pentru construcție aceste serii, pentru montarea ei. Și cel mai probabil luna februarie anului următor o să ieșim pe piață cu prima recoltă din acest minunat proiect. Și în seara 1 și în seara 2 vor fi cultivate doar zarzavaturi de genul salată lola, rucola, mărar, pătrunjel, verdețuri care sunt la mare căutare, mai ales în perioada rece a anului. Sunt niște produse care de cele mai multe ori sunt consumate în stare proaspătă și localurile din domeniul Horeca au nevoie de ele în stare proaspătă în fiecare zi și sunt la mare căutare și întotdeauna au o cerință mare pe piață. Decizia de a crește nu roșii și castraveți așa cum crește toată lumea și anume de a crește zarzavaturi a apărut din propriul of, să zicem așa, pentru că în parteneriat cu fratele meu deținem un local în domeniul Horeca, avem o pizzerie în municipiul Cahul și acum, fiind sfârșit de mai, un kilogram de mărar la piață costă 100 de lei, dar nu asta e cel mai dureros. Dureros este faptul că el încă nu este de producție autohtonă și îl toci, îl pui în mâncare și aștepți acel miros de mărar, dar el nu-i. Este o producție care doar arată frumos, dar nu întotdeauna este și gustos. Și am zis că să ai studii în domeniu, să ai un pământ roditor, să ai o piață de desfacere, nu-ți rămâne decât faptul de a spleca mâinicile, de a băga mâna în pământ și să te puci, să produci singur, să-ți faci producții calitative, gustoase și la un preț decent. Inevitabil avea să realizez acest proiect, dar dacă nu avea să fie aportul de la proiectul Eu for Moldova, probabil această investiție putea fi realizată numai dacă strângeam curaua la greu sau dacă plecam undeva peste hotare și să-mi las soția cu copilul mic acasă și eu să merg undeva să strâng niște bani după care să vin să investesc aici, probabil prin vreun alt proiect cu susținere din partea statului. De asta mulțumesc proiectului Eu for Cahul, mulțumesc Uniunii Europene. Practic mi-a dat ani din viață, m-a lăsat aproape de familie, m-a lăsat să mă bucur de plăcerea de a fi acasă alături de cei dragi și de a-mi realiza proiectul mult mai repede decât mi-aș fi imaginat sau decât aș fi realizat cu propriile forțe. Așa, noi revenim la discuția noastră. Consiliul la general în ședința din iunie a fost lucrativă, cum v-a părut? Eu m-am văzut, mulți consilieri erau plictisiți, practic. Votau la ei, hai să-mi vota. Unii au plecat la mijlocul ședinței, alții au plecat aproape de sfârșit. N-am mai văzut așa atitudini în afară. Asta e, dacă există o majoritate, deci nu mai este loc pentru careva manifestări mai care nu au nicio treabă cu lucrul propriu zis.
Și, apropo, majoritatea întrebărilor au fost tehnice, cum și vă spuneam. Multe întrebări care stârneau niște probleme, ele au fost scoase. Cu rapoarte, cu... Adică, da, probabil când ai nevoie să iei decizii, cum s-a spune, pe bandă rulantă, probabil este un lucru cam plictisitor pentru unii. Da, n-ai decât să vezi momentele astea. Cum, în comisie cum se lucrează? De mult nu am fost iar și pandemia asta. Din câte am înțeles, da, din câte am înțeles lucrul în comisie, deci iarăși merge vorba de plictiseala pe care ați menționat-o. Probabil unii din consilieri încep să plictisească de acest lucru voluntar. Apropo și... Nu te achitați pe președință. Pe ședință, dar nu în comisie. Și comisiile cam greu au avut loc, cel puțin din câte cunosc, comisia urbanism a avut loc fix în ziua petrecerii ședinței Consiliului. Adică au încercat să se întrunească de vreo câteva ori și n-au avut suficient să consideri prezenți la ședința comisiei. Și deci abia joi dimineața a avut loc această comisie. Și din comisia buget la noi, din care fac parte, a fost petrecută din prima dată, au fost toate întrebările, au fost analizate. Din câte cunosc, Comisia Cultură fix aceeași situație. Deci mai mult probleme cu urbanism, care este mare presiune pe această comisie, deoarece multe întrebări sunt anume citând de comisia dată. Probabil unii ori nu prea dispun de timp suficient ca să participe, ori nu sunt până la urmă motivat ca să vin să execute acest lucru. Nu știu, dar în orice caz a avut loc această comisie și mă bucur că într-adevăr nu a fost nici de cum deranjat, hai să zicem așa, procesul de decizional. Cum poate să nu fie motivat un ales local votat, da, de oameni care reprezintă, care vine declarativ în campanie și spune noi să vă reprezentăm vouă interesele, noi să vă apărăm nu știu mai cine. Înțeleg, dar asta ești. Suntem la mijlocul de mandat, aproximativ la mijlocul mandatului și bineînțeles când vii la începutul mandatului, ai un impuls din campania electorală să exerciți cumva obligațiunile tale de promisiunile care le-ai avut în fața alegătorilor. Dar ulterior vedeți că asta este deja un lucru care trebuie să-l faci la necesitate, într-adevăr, dacă îți apare necesitatea să ieși și în teren, să vezi multe obiecte. Deci asta o ocupă un timp și nu, poate într-adevăr nu toți dispun că vedeți, mulți sunt angajați, nu întotdeauna se primește să acorde timp suficient pentru lucru în comisie. Ceva timp în urmă se discuta despre accesarea unui credit pentru reparația mai multor grădinițe din municipiul Cahul. Care e starea, va fi această inițiativă dusă până la capăt? Decizia a fost luată. Deci, din câte îmi dau seama, și primăria, la momentul actual, are în orice moment posibilitatea să acceseze acest credit. Adică ce opțin să demareze discuție pentru alocarea acestui credit. Dar iarăși, din câte cunosc, deci avem niște cheltuieli foarte mari, cu proiectul, inclusiv și cu proiectul Griviței, și deci urmează să fie pus pe tablă mai multe necunoscute care trebuie scoate în considerație. Și la moment nu pot să dau garanții 100% că o să fie totuși accesat acest credit, anume în scopul ăsta. Deși este o necesitate foarte mare pentru grădinițe, că noi când discutam această întrebare, deci spunea întrebare să fie închis odată întrebarea cu acoperiș, cu fațadă la toate instituții de preșcolare, deoarece știți dumneavoastră cum fiecare are un copil într-o grădiniță sau altă și fiecare încearcă să-și rezolve întrebarea pentru copilul în care
care frecventează o instituție sau alta, ca să nu fie această discrepanță, adică să fie egal pentru toate instituții preșcolare rezolvată această întrebare, dar iarăși valoarea. Valoarea, din câte țin minte, la momentul discuțiilor, deci erau două proiecte finalizate și verificate și încă două erau în lucru. Deci valoarea tuturor obiectelor, deci patru grădinițe, dacă nu mă greșesc, se ridica la aproape 30 de milioane de lei. Deci este un buget enorm. Pentru asta se solicita un sprijin din partea instituțiilor financiare și deci urmează să se mai regândească probabil bugetul din cauza că apar mai multe proiecte pe ordine de zi care nu că sunt mai importante, dar deci urmează să fie cumva probabil menținut o balanță între mai multe proiecte care sunt de un cost foarte mare. Așteptăm poate și schimbări la nivel de Republică, poate vom avea și un sprijin din partea guvernului nou format. La bugetul de stat. Da. Anul ăsta de la bugetul de stat au venit careva bani municipiului Cahul? Sau doar ce ține de obligații gen fondul UTIER? Da, doar acestea până când au fost, să zicem așa, un sprijin care a fost direct cu o destinație specială, nu am observat cel puțin să fie aceste proiecte, dar urmează să, din câte cunosc, primăria lucrează să prezinte mai multe proiecte care pot fi ulterior prezentate la diferite ori la agenție de dezvoltare regională sau direct la guvern pentru sprijin ca să fie realizate cu suportul guvernului. Poate este și de vreme, dar nu am observat în municipiu să aibă loc lucrări de reparații a drumurilor, iarăși curtilor blocurilor de locuit. Care e motivul? Sau care ar fi motivul? Când cunoașteți, mi se pare că aici a fost la emisiunea noastră și directorul sa drumurilor. Domnul Drangoi. Și din lume mi se pare că a abordat această temă cu certificarea asfaltului. Calității... Da, anume pentru amestecul bitumosul ăsta, asfaltul. Și din câte cunosc, aici a fost o mare problemă, că nu au fost certificate aceste amestecuri sau inclusiv și fabricile care pot fi certificate pentru producerea acestor amestecuri. Probabil această problemă a fost rezolvată, că lucrările au fost reluate, dacă ați observat, pe mai multe sectoare. Așteptam să fie. Am observat pe Caragiale cum au desfăcut gurile de canalizare, da, așa le-au lăsat. Da, este un pic incomod chestia dată, dar avem decât iarăși să avem un pic răbdare, deoarece, din cât îmi dau seama, este cam foarte mică cantitate de asfalt necesară pentru acoperirea acestor găuri. Și probabil se pregătesc alte sectoare ca împreună cu alte sectoare să fie adus în gro, hai să zicem, asfaltul ca să acopere și inclusiv gurile cele de canalizare. Da, înțeleg că lucrările pentru la drumuri vor demara odată și va dispărea problema aceasta cu certificarea europeană a amestecului. Din câte am înțeles, asta era o problemă nu doar pentru municipiul nostru, este o problemă pentru toată țara, că din câte cunosc că au fost multe plângeri din partea primarului din municipiul Chișinău, că nu le se permitea să efectueze lucrări de plombare. Deci municipiul Chișinău este mult mai mare ca Cahul și probabil acolo necesitatea era foarte mare pentru intervenția în anumite situații. Și dacă și acolo nu le s-a permis, bănuiesc că este o problemă într-adevăr pentru toți. Dar iarăși am văzut că s-au reluat lucrările, probabil problema a fost soluționată. Se mai așteaptă vreo ședință a Consiliului până în toamnă? Că unii consilieri amânând subiectele ce sunt de rapoartele de activitate a întreprinderilor au solicitat sau cumva au dat de înțeles că s-ar putea în scurt timp de mai convocat o ședință și de mai de discutat fără grabă, termeni normali, aceste subiecte.
știți cum, întrebările legate cu întreprinderile municipale întotdeauna au fost solicitare din partea colegilor să fie amânate și să fie analizate fără grabă, cum spuneți dumneavoastră. Pentru ședința partii, bine, sunt întrebări, întreprinderile au probleme, Consiliul poate cumva să-i ajute. Bun, până acum v-am spus că a fost problemă de ordin tehnic, deci nu s-a, din câte am înțeles, că din start eu am privit situația că a fost cu rea intenții să nu au fost introduse aceste modificări, dar pe urmă mi-am dat seama că merge vorba din niște momente tehnice care au intervenit. În cel mai scurt timp noi am indicat expres acolo termenii pentru executarea acestor decizii care au fost luate. Mergea vorba de 15 zile. Ok, merge, nu, este o, ca să înțeleg corect, merge campania electorală și probabil până la alegeri anticipate parlamentare, probabil nu o să fie, doar din caz de excepție, doar din caz de situație excepțională. Înțeles. În unele comentarii sau discuții pe același Facebook, mulți cetățeni au tras atenția asupra problemei drumurilor din sectorul Lipovanca, dacă nu mă înșel, unde o stare așa mai deplorabilă și cumva ar îndemna inclusiv consilierii municipali să iau această problemă. Cunosc această problemă și le spuneam mai multor oameni care din regiunea aceasta și eu trăiesc în acea regiune. Eu în fiecare zi duc copilul la școală printr-o mulțime de gropi care sunt pe strada Griviței. Este o problemă foarte mare și eu recunosc acest lucru. Și domnul primar cunoaște această problemă și recunoaște că este o problemă foarte gravă. Dar să spui că nu se face nimic, eu cred că este nu este corect cel puțin, deoarece până acum au fost foarte multe eforturi făcute pentru a face posibilă o schimbare fundamentală. Deci când spun fundamentală, asta nu este doar de a lipi un strat de asfalt și reparația s-a terminat. Nu. Problema nu constă doar în existența unor gropi. Deci dacă să ne referim pe sectorul Griviței cu intersecția Șolohov, adică pe lângă stația de pompare a apelor uzate, acolo nu este deloc trotuar. Deci oamenii întotdeauna circulă prin carosabil, ceea ce este periculos. Au fost și câteva cazuri de accidente rutiere acolo cu tamponarea a pietonilor. Deci soluționarea acestor probleme, apropo, nu numai doar sectorul dat, dar și când pe Nufrul Alb deja, acolo tot lipsesc trotuarele. Oamenii fiecare zi circulă pe carosabil. Eu fiecare zi trec cu mașina cu copilul în școală și fiecare zi noi ne ferim de pietoni care merg pe această stradă. Deci rezolvarea acestor probleme necesită foarte mult bani. Și pe lângă doar trotuare, necesită și sistem de pluveau. Iluminat public. Bun, cu iluminat public este un proiect care vizează deja sectorul dat. Dar sistem pluvial nici pe drumurile reparate nu este. Ieri am notat. Avem dreptate, dar acolo este drum pe pantă. Este obligatoriu să o faci. De ce? Că acolo sunt mai multe străzi care se conectează cu strada dată. Deci dacă nu o să fie sistem pluvial, deci în zadar vă faci reparația, că o să fie cu timp spălat acest asfalt. Dar trebuie consilierii la sectoarele lor unde trăiesc. E că vin cu inițiative, băi, uitați, avem la Lipovanca, sigur că da. Sunteți vreo trei cel puțin pe care eu cunosc din zonă și n-am auzit prea, în orice caz în ședința Consiliului Municipal n-am prea auzit. Sigur că trag, chestia care, că una când o face în mod grosolan, hai să zicem așa, cu pumnul pe masă și așa mai departe. Dar altă metodă este de a aplica așa numită soft power, știți? Adică să te interesezi de problema dată, să te interesezi cu ce poți să ajut, nu doar să ceri, dar și să ajut primărie. Primărie necesită să fie ajutată, înțelegeți? Și eu sunt de părere că anume această metodă este mult mai eficientă.
de a bate cu pumnul pe masă nu întotdeauna funcționează. Deci poate provoca și reacții adverse, știți cum. Păi, dar... Ce mai întâmplă? Ce fel de metode soft power ce ați ajutat sectorul dumneavoastră? De exemplu. Mai întreb din când în când ce se petrece pe problema dată. Mai întreb, nu deschis cu piciorul ușa din cabinet ca să strigi în gura mare că precum că acolo este o problemă și parcă primăria nu ar cunoaște problema dată. Sigur că toți cunosc probleme, sigur că toți recunosc că asta e o problemă. Dar rezolvarea nu constă doar în aplicarea unei forțe, hai să zicem, ca să rezolvi probleme. Să consider că deschid ușa în primărie. Nu, Doamne ferește, Doamne ferește. Poate unii ar încerca să o facă, dar nu, nu am văzut cel puțin să îndrăznească ceva. Relația cu aparatul primarului, da, bine, cu primarul, viceprimarul e clar, că e, da, cu oamenii care direct lucrează în primărie, simpli funcționari, care dintre un consilier și aceste persoane? Eu cel puțin n-am observat mari probleme. Aparatul reacționează foarte calm, reacționează foarte rapid la solicitările pe care cel puțin eu am avut. Mi se pare o conlucrare foarte, foarte fructoasă, hai să zicem așa. Mereu așa a fost. Eu adică sunteți consilier, așa. Este foarte greu să mă expun pe anume pe perioada în care eu nu am fost în consiliu, dar cel puțin în perioada, apropo, nu, să vă spun când nici nu am fost consilier și nici nu am candidat. Nu erați în viață politică, da? Am avut experiență pozitivă cu aparatul primăriei. Deci, probabil merge vorba de metode cu care se conlucrează. Deci, dacă vii și te adresezi absolut corect, fără mari, zicem, emoții suplimentare. În schimb, ceea ce își dorește. Da, mersi mult, Iurie, pentru interviu. Noi vă mai așteptăm. Sperăm ca problemele să se rezolve mai repede cele care se confruntă municipiul, anume cei de la Lipovanca, inclusiv cei de la Lipovanca. Mersi mult, le spunem și celor de acasă, o seară frumoasă, la revedere!